De vreo 2001-2002 nici n-am mai încercat. Dacă aș găsi, în principiu aș fi interesat, dar acum, din păcate, au schimbat la noi de obicei și sistemul și nu mai dau cursele la fel de ușor cum le dădeau înainte. Deci acum la noi, administrativ, eu asistem, le-au structurat banii de la Ministerul Educației și acum mai am sistem, trebuie să fac aplicații, nu numai de pentru primul cercetare, ca să am bani ca să fac eu cercetarea. Vreau acum să fac cerere de proiect și pentru proiectul pentru doctor. Deci vreau să zic, studentul ăsta lucrează pentru și să fac descrierea ABCD. Și dacă o, deci e tot așa, ca la competiție și la primii 2 sau 3 sau 5 ne dăm urse și restul mai veniți voi băieții cu o dată la anul. Și din cauza asta, acum și bursele sunt la unii și la noi, s-au modificat, s-au structurat părerea mea, care eu știu, dar a fost cu ideea asta strălucită de a veni cu sistemul ăsta, dar în fine, asta e ce se face, trebuie să supraviețuim că vreau să fac. Cum se vede România de acolo? Nu se vede. Ce se vede, s-au văzut Silviu Ionescu, s-au văzut acum Simona Halep, foarte mult. În fine, că toți care mă în taxi, de unde ești? Din România. A, ăla, cum îi zice, domnule, cu fotbalul? Hagi. Hagi, ăla, da, așa. Sau cum mănânci, sau după aia a fost Silviu Ionescu, l-au știut pe ăsta, a, toți sunteți la fel, cu capitala la Budapesta, nu? Nu, domnule, nu e București. Deci nu prea se vede sau ce se vede știe iarăși fiecare ce l-a impresionat, sportul sau Ceaușescu sau... Dar mai rar să știem așa mai din vremurile astea. De Dracula știu? Nu știu. De Dracula a aflat? Sau de Dracula mai puțin, dar da, ei nu prea sunt... deși chinezii au chestia asta de carieră și eu nu pot să înțeleg cu horror stories, au filmele lor, eu nu înțeleg, deci chiar din punct de vedere spiritual, mi se pare rău să încerc să rezonez pe ceva malefic, în loc să încerc să rezonez pe ceva benefic. Da? În fine, mă rog, așa e tradiția lor, nu mai e. Am citit și chinezii cu demonii interiori. Da, și cu tot felul de alte chestii, dar am văzut și pentru copii. Deci, acolo, gărs la așa, horror stories for children, eu trebuie fel. Au canale, dacă ești prin cablu, dacă n-ai cablu, prinzi așa cu antena și sunt în fiecare limbă, deci a minorităților, deci pentru indieni e în, cred că în Tamil, că ei sunt de partea de sud a Indiei, sunt majoritari, în maleziană și în engleză sunt, e Channel 5 și mai este unul care acum l-au redormit, am uitat cum zicea, unul oarecum mai cultural. Și din care, din când în când, așa, cam o dată, la câteva ori mai scapă și un film european, sunt mai oarecum mai diversificați. Dacă ai cablu, atunci, bineînțeles că ai țâși pe canale chinezești, țâși pe canale indiene, maleziene, bineînțeles, în restul sunt majoritatea cu influență foarte puternică americană. De-aia eu, poate o să păresc mirați, dar eu când vin aici, am fost și mori la televizor, că aici, mor, avem și BBC-ul. Asta într-adevăr e bun. Avem BBC Knowledge, BBC Entertainment, mai acolo m-am uitat la fără de news. În fine, dar altfel, fiindcă aici sunt mult mai multe filme europene. Acolo nu dau. Nu dau. Pușicalea care le dau tot așa, sau taie, sau mă zic, spune bulimele. Da, dar pentru asta trebuie să ai timp. Trebuie să ai timp să stai la calculator, să download, să... A, da, mă rog. Internetul, conexiunea, cum este la internet? E bună sau mai puțin bună? Deci ce am eu acasă e cablu optic 8 GB. Teoretic. Că practic, la mine e și o altă problemă. Deci eu calculatorul, deci eu am pus modemul, deci noi avem wireless. Și modemul adevărul că e și vechi. Asta am făcut deja cu vreo... are vreo 3 ani. Deci și un pic mai, acum deja e demodat. Dar la mine problema e că eu sunt om în colțul ălalalt. Și din cauza asta conexiunea e pe wireless și pe wireless și oarecum mai... La mine e câteodată cu sughițuri. Dar ei zic teoretic pe fibra optică și vor să cableze toată insula optică, până la urmă. Deci deja au început, au cablat și vor să cableze cu fibra optică, toată lumea să aibă cu fibra optică. Deci asta statul încurajează, bineînțeles că nu statul plătește, deci totul ca individ plătește și de asta a început preferențial, deci care vor plătesc. Dar până la urmă o să se împrăștie și o să se
ajungă să o facă universal. Tot așa cum se discută acum din ceea ce mai serios, să trec la televiziunea digitală. Deci deja am anunțat, nu știu, peste câțiva ani, o să trecă complet la televiziune digitală. Deci la sistem digital. Universitatele care sunteți, cum e totată față de cele din Europa? Da, întrebare foarte bună. Din păcate, nu am la mine să vă arăt. A crescut foarte mult, dar iarăși e chestia, din punctul meu de vedere, fac un management a la Microsoft. Cum avea Microsoft vreau, foarte agresiv, foarte coroziv. De ce? Pentru că au început, de asta m-am zis, eu s-au modificat președintele și au modificat structura. Ca să vă dau un exemplu. Deci înainte puteam să mă duc să fac cerere pentru studenți, toate cererile de studenți veneau la secretara diviziei și domnule, mă interesează Xulescu. Completai formularele și în principiu, mă rog, nu ți-l aproba atunci, ți-l aproba pe următor. Dar aveai, cam unul pe an, puteai să iei. Au început să restrângă și au început să dea, deci în loc să aibă un fel de, să zicem, average, ca să urmărească ca în principiu toată lumea să aibă mai mult sau mai puțin, acum au zis, nu, ne uităm după output. Deci au început să recompenseze, deci poate când au început să închidă un circuit de buclă pozitivă, de buclă reacție pozitivă. Deci cel care are, îi se va da, cel care nu are, îi se va lua. Și care mi se pare foarte nociv, pentru că, să vă dau un exemplu, au adus un mare caciu, wow, vine profesorul Demir, care el e turc, apropo. Dar a făcut, de ce el e mare? Că și-a luat doctoratul la Harvard sau nu știu unde, la MIT, a lucrat după aia la Caltech, a lucrat nu știu unde și a venit eu, mamă, cu idei să facă nano pentru sisteme luminiscente și are o echipă de fotbal de PhD-ști. De ce? Pentru că el fiind așa mare și-a câștigat un proiect la american, îl aducem aici, îi dăm dublă, deci are dublă profesoratul lui, așa, și i-au dat 10 milioane. E, cu banii ei vă dați seama că 10 milioane, dacă dădeau numai un milion la fiecare divizie care era pe vreun că acum l-a desfințat, milionul ăla ajungea la câte burse? E, lui i-au dat 10 milioane pentru proiectul lui, pentru studenți, pentru toate alea. Și el lucrează, unele chiar mi s-au părut complet aerea tramvai, dar el face, mamă, nano, nu știu ce. LED-uri foarte eficace, fosforescent display și nu mai știu ce alte chestii. Deci, ei au început să compenseze, să recompenseze foarte mult cei care au output. Și din cauza asta, foarte mult accent a început să se pună să aibă un output foarte vizibil, în reviste foarte mari. Nature, Science, Archivam de Chemistry. Băi, tată, dar stai bine, că în primul rând, eu ca inginer în MEMS, cum pot să mă bag în Nature, că ăla, primit, dacă zice Nature, e pe partea de bio. Deci eu trebuie să fac să schimb un pic acasă cu partea de bio. Hai să zic că s-ar putea. Dar uite-te și tu ce se discută Nature și ce lucrăm noi. Deci noi suntem pe Sensor Actuators, suntem pe IEEE Journal of MEMS. Deci e cu totul altă felie, nu poți să, orice cine poate să aibă acolo. Nu, dacă n-ai acolo, trebuie să crește impact factor-ul. Și au pus accentul pe să aibă toată lumea publicații din ce în ce mai mari. Deci au început să, eu am văzut și pe cine au recrutat acum. Deci ei recrutează neapărat cu diploma undeva, cu PhD și postdoc la universități de renume din America. Deci eu dacă mă duceam acum, nu mă mai angajam. Deci au ridicat și achetat foarte sus și pun accentul ca să aibă publicații în reviste de astea de rând. Și atunci le-a crescut impact factorul, le-a crescut asta și dintr-o dată au saltat foarte mult în ierarhie. Și zic, mamă, suntem pe locul 1 în Asia sau 2 în Asia și în locul nu știu care, că avem publicațiile astea. Da, dar asta fiindcă au debalansat, părerea mea, sistemul financiar intern. Pentru că, v-am zis, deci, în loc să aibă buclă de reacție negativă, ca să mențină sistemul stabil, ei au închis sau fac un schimb acum și îl fac pe sistem cu reacție pozitivă. Care, iarăși, din mintea mea cirească, spune că nu o să existe. Că începe să dea oscilații și după ori crapă, ori, nu știu ce, ori începe să cânte una de două. Adică, dar, nu știu, sunt curios, eu vorba aia. Dacă va fi la România cu universul, o să cânte. Nu știu ce o să fie. Cum o să fie. Eu sper să mă dea ajută Dumnezeu să supraviețuiesc acolo, să merg în continuare cu brio. Mai sunt întrebări?
Dacă nu, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Și în continuare sănătate și succes la toată lumea.